consilier a fost convocat în ședință ordinară publică, astăzi 14.04, de către domnul primar, prin dispoziția 105, în 8 aprilie, ordinea de zi care a fost făcută cunoscut, cele 5 proiecte de hotărâri, la care ulterior s-au mai adăugat încă 3. Urmează ca domnul viceprimar care va conduce lucrările, având în vedere faptul că domnul primar nu poate fi prezent, fiind plecat la București pentru un proiect de dezvoltare locală, domnul vice, domnul care va avea și calitatea de președinte al Consiliului Local pe următoarele 3 luni, va conduce lucrările în condiții corecte și legale, da? Domnul viceprimar? Bună ziua, domnilor consilieri. Domnul primar vă roagă să o scuzați. Este plecat la București cu proiectul amenajare și modernizare drum comunal 96, 98C, Rogoaza Corbasca. Suntem în comisia tehnică. Știți foarte bine că a mai fost o dată, dar pentru că proiectantul nu și-a făcut datoria, a trebuit să fie reprogramat, astfel încât după această comisie tehnică să poată să se deplaseze din nou la București pentru semnarea contractului de finanțare. Față de ordinea de zi care a fost anunțată prin convocator, avem 3 proiecte de hotărâri noi care au apărut. Asta este situația, nu avem ce face. Este vorba despre care nu sunt incluse în ordinea de zi. Este vorba despre proiectul de hotărâre numărul 29 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Corbasca pentru ședința adunării generale acționarilor CRAV de apă Bacău. Acesta este un proiect. Al doilea proiect este vorba despre aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea și gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180/2957 din 6 mai 2015. Acest act adițional constă în diminuarea tarifului de la 1414,47 lei tonă, fără TVA, la 994,86 lei tonă, fără TVA. Și cel de-al treilea proiect care nu este inclus pe ordinea de zi este privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și regulamentului serviciului de iluminat public al Comunei Corbasca, județul Bacău. Supun la aprobarea dumneavoastră dacă sunteți de acord să introducem aceste 3 proiecte pe ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Deci, introducând și aceste 3 proiecte pe ordinea de zi, acum avem următoarele proiecte pe ordinea de zi. Alegerea președintului proiectului numărul 24, nu-l mai citesc, proiectul de hotărâre numărul 25 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Corbasca Bisericii Ortodoxe cu hramul Sfântul Mihail și Gavril din satul Vâlcele, Comuna Corbasca. Proiectul numărul 26, la fel ca și proiectul numărul 25, este vorba despre aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei, parohie ortodoxe cu hramul Sfântul Mihail și Gavril din satul Corbasca. Proiectul numărul 27 este vorba despre aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică în vederea elaborării
tehnoredactării și actualizării documentelor pe linie de apărare împotriva incendiilor și situații de urgență necesare serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ. Proiectul de hotărâre numărul 28 privind aprobarea devizului general și al indicatorilor tehnico-economici, precum și asigurării de la bugetul local al cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiții, amenajare curte și împrejmuire sediul primăriei. Proiectul numărul 29 este vorba despre stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Corbasca pentru ședința adunării generale a acționarilor Compania Regională de Apă, CRAB. Proiectul numărul 30, privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport, este vorba despre diminuarea tarifului și un ultim proiect privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului de iluminat public. Aceasta este ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. În unanimitate s-a aprobat ordinea de zi. Dați-mi voie să vă prezint acum sumar proiectele despre care este vorba. Proiectul 24 este aprobat cu alegerea președintului de ședință. Proiectul numărul 25 și proiectul numărul 26 este vorba despre alocarea de sume de bani celor două parohii, așa cum prin hotărârea de Consiliul Local de aprobare a bugetului local am stabilit că în trimestrul 2 vom aloca sumele pentru parohia Corbasca și parohia Marvila, urmând ca în trimestrul 3 să acordăm sume de bani pentru parohia Scărișoara și Mănăstirea Poglăci și în trimestrul 4 pentru parohia Baciuai. Așa a fost stabilit prin bugetul local. Și acum stabilim sumele, așa cum prin cererea depusă de cele două parohii, prin preoții parohi, la Biserica Ortodoxă de la, din satul Vâlcele. Ați văzut cu toții, s-a propus de către domnul primar să aprobăm un quantum de 60.000 de lei, iar pentru 60.000 de lei, știți foarte bine, dumnealor sunt în au terminat pictura, pare mi se, da, și atunci trebuie făcută plata, urmând ca în toamnă, așa cum spunea domnul părinte, trebuie să facă și sfințirea. Alocăm, domnul primar a propus să alocăm această sumă de bani pentru biserica respectivă, la solicitarea preotului, da? La Comuna Corbasca este vorba de continuarea acoperișului, lucrărilor prin care se acoperă biserica cu tablă de cupru și o procurarea de o centrală. Este vorba de suma de 70.000 de lei. După cum știți, proiectul numărul 27 este încheierea unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică în vederea elaborării documentelor care stau la baza funcționării Serviciului Voluntar de Situații de Urgență, a Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ. Știți foarte bine, începând cu data de 1 aprilie, au fost angajați șef serviciu SVSU și șef și cadru tehnic PSI, urmând ca în perioada următoare să întocmim toate documentele care lipsesc din
stau la baza funcționării Serviciului Voluntar de Situații de Urgență, a Comitetului Local de Situații de Urgență și a Centrului Operativ. Este necesar pentru că ne trebuie o persoană specializată care să actualizeze și să completeze cu ceea ce lipsește din documentația privind funcționarea Serviciului Voluntar de Situații de Urgență, astfel încât să îl putem acredita. De aceea am cumpărat și mașina, de aceea s-au fost angajați și șef serviciu voluntar și șofer pe autospecială și cadru tehnic PSI, astfel încât să putem să-l acredităm, acest serviciu. Că dacă nu-l acredităm, înseamnă că nu putem funcționa și am cumpărat și mașina degeaba. Și ca să-l acredităm, ne trebuie o serie de documente care să îndeplinească condițiile legale, astfel încât serviciul nostru voluntar să fie operativ. Proiectul numărul 28 este aprobarea devizului general al indicatorii tehnico-economici pentru asigurarea de la bugetul local al cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiții, amenajare, curte și împrejmuire sediul primăriei. Domnul primar și-a propus ca să organizăm această curte dată în două, să o amenajăm de așa manieră încât să arate într-adevăr a primărie. Da, a primărie și un sediu așa cum trebuie. Ați văzut aici, cuprinde împrejmuirea, 57 de metri pătrați, amenajare curte 54 de metri pătrați, o fântână arteziană care va fi amplasată în mijlocul curții aici, trotuare și un soclu de clădire, de asemenea privind de pavar și tencuiel decorative. Suma se ridică la 88.000 cu TVA cu tot. Este din bugetul local. Deci, proiectul numărul 29 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Corbasca pentru ședința adunării generale a acționarilor la societatea CRAB, Compania Regională de Apă Barcă. Dacă ați mai citit din presă și ați văzut că domnul primar de la municipiul Bacău a fost mandatat de Consiliu să voteze într-un fel și dumnealui în ședință a votat altfel. Și atunci Consiliul Local s-a întors împotriva reprezentantului său și chiar ieri citeam că s-a dat hotărâre de a instanței prin care primarul a pierdut procesul. Și atunci noi suntem obligați și primarul este obligat să voteze așa cum îl mandatează Consiliul Local. Pentru că acolo nu participă ca persoană fizică, el participă ca reprezentant al Consiliului Local. Și atunci, dacă ați trecut prin acest proiect de hotărâre, ați văzut că există și un buletin de vot la care trebuie adăugată și hotărârea Consiliului Local prin care îl desemnează pe primar să reprezinte și să voteze în spiritul a ceea ce hotărăște Consiliul Local.
Proiectul numărul 30 este cu privire la diminuarea tarifului de la 1414,47 tonă fără TVA la 994 de lei tonă fără TVA. Dar, dacă ați citit, trebuie să îndeplinim o condiție. Să nu dăm mai mult de 6500 de tone. Într-un an de zi. Da? 6500 de tone, da. Poftim? Să dăm mai mult. Da, da. Să dăm mai mult. Da, cum? Păi numai... Săptămâna trecută am dat peste 17 tone de gunoi. Te vezi? Mai bine vine... Să vezi săptămâna asta, că vine Paștele. Și gândiți-vă că spunea șoferul, domne, zice, se pune orice în tomberoane, numai gunoi menajer, nu. Menajer de noapte. Și atunci am hotărât cu domnul primar să o luăm iarăși de foarnă și să mergem să verificăm ceea ce pun oamenii în tomberoane. Acolo unde tomberonul este greu, va rămâne în fața porții, ca să știți. Vă rog să transmiteți acest mesaj la cetățenii din comună, astfel încât să știe. Tomberoanele acelea negre, cupelele acelea negre de 220 de litri sunt doar pentru de 120 de litri sunt doar pentru gunoi menajer, nu altceva. Nu se pune piatră, nu se pune măturatul curții, nu, gunoi menajer. Dacă știe toată lumea ce înseamnă gunoi menajer, înseamnă că nu trebuie să apară altceva. Cenușe, piatră, crengi și altceva. Pentru că se ridică cantitățile. N-o să mai reușim. Gândiți-vă că deocamdată cei de la Băcioi sunt plecați. O mare parte din cetățenii satului Vâlcele sunt plecați. Gândiți-vă că dacă se întorc toți oamenii ăștia acasă, dacă sâmbătă am dat 17 tone, vă dați seama că începând cu luna iunie încolo, nu cred că facem față cu două mașini. Nu, dar așa e corect. Unii tomberonul gol, greu, nu trebuie luat. Ca o să începem de săptămâna viitoare, o să începem de săptămâna viitoare cu domnul primar și o să stabilim să mergem înaintea mașinii să vedem că asta este. Din urmă, pe mentalitatea că oamenii plătesc taxa de salubrizare și omul este dispus să creeze cu noi, da? Nu să selecteze, motivat că și așa plătesc. Ei, cu cât depunem mai multă cantitate de gunoi, cu atât noi vom fi obligați să plătim mai mult și să ridicăm prețul. Noi trebuie să facem selecția gunoiilor, da? Să punem în tomberoncii de post, nu să punem balast. Dar da? Ce să facem selecția asta, domnule? În ce domnule facem? Dacă ați citit aici, o să apară colectarea din poartă în poartă și la gunoiul selectiv. În curtea unui gospodar de mediu rural, care nu trebuie să-i pună în el de la animale, de la păsări, da? Cât populația este îmbătrânită, unul, două persoane stau în locuințe, foarte puțin au copii, ce volum de resturi sunt? Dar dacă facem curățenie în curte și punem în tomberon, normal că sunt tone de gunoi. Săptămâna trecută a avut cineva doi sarci de sticlă. Facem pe alții cu bani, doi sarci de sticlă de plastic și n-a vrut să le ia șoferul. Păi nu le ia, pentru că este planificat să ia. Hârtia să ia planificat, sticla să ia planificat, hârtia să ia planificat. Nu să mai ia alandala. Nu că nu vrea, nu are voie. Și un ultim proiect, intră și societate. Proiectul de hotărâre, numai un pic, o să discutăm la... Proiectul de hotărâre numărul 31, prevede stabilirea modalității de gestiune
și aprobarea caietului de sarcini și regulamentul serviciului de iluminat public al Comunei Coarbasca, județul Bacău. Știți că avem un proiect de modernizare a iluminatului public stradal și atunci, pentru implementarea acestui proiect, suntem nevoiți să delegăm serviciul public de iluminat public. Și aici ați văzut că există un caiet de sarcini, există un studiu de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune și soluția optimă de delegare a serviciului, serviciului de iluminat public. Treburi care trebuiau făcute mult mai demult, dar acum le-a sosit ceasul și suntem nevoiți să le facem. Am prezentat ordinea de zi și proiectele. Vă rog frumos să vă înscrieți la discuții. În măsura în care vă pot răspunde, vă răspund. Ceea ce nu pot să vă răspund, o să notăm și în ședința următoare vă răspunde. Da. Domnul Munteanu. La proiectul numărul 24, chiar și 25, sunt de acord cu sumele pe care le alocați către biserici, așa? 25-26. Când merg să fac achiziții la anumit, la centrală, la acoperiș, cine merge să cumpere toate lucrurile astea? De obicei preotul, nu? De regulă preotul. Bun. Da. Eu propun în felul următor. S-au auzit foarte multe voci, foarte multe supărări, cum ar veni că omul merge singur. Ar trebui mers cu un consilier din cadrul bisericii, cum e normal, cum ar veni, când merge preotul să cumpere, ca să nu mai existe tot felul de, să zic eu așa, zvonuri sau anumite suspiciuni în legătură cu anumite achiziții. La încheierea contractului de, care s-a făcut între parohie și persoana care execută lucrarea, da, am participat și eu și domnul primar. Da. La cumpărarea centralei, de asemenea, am participat și eu și domnul primar, știți că centrala primim și o sponsorizare de la Dedeman. Deci sunt bani verificați și... Adică da, să fie să aibă și o bază legală la factură. Sunt verificate la fel, la încheierea contractului cu pictorul de la... a participat domnul primar. Deci nu dăm banii numai și nu ne interesează. Da, adică să aibă conexiune cu preotul din Cătiștiu, cel care a fost înainte, nu prea avea conexiune cu Consiliul Bisericesc a lui. Da. Asta nu înseamnă că toate satele sunt... Nu, am zis în... Da, nu toate satele. Asta zic că trebuie făcut o... La Vâlcele, știu, există un colectiv care gestionează banii și așa, se ocupă cu așa ceva. La Marvila la fel, la Scărișoara la fel, există o persoană care se ocupă cu gestionarea. Nu merge numai preotul, merge cu domnul Constantin, care... Chiscoci, care se ocupă de așa ceva. La Rogoaza la fel sunt... E și șoferul nostru, Lilia, care e consilier acolo și... Deci banii se cheltuiesc, nu... Cum trebuie, nu? Cum trebuie. La proiectul cu... privind proiectul numărul 27, a spus că o să urmeze să selectați sau să luați voluntari, să luați ceva cât mai tânăr sau cât mai... Deci e vorba despre încheierea unui contract prin care o persoană autorizată întocmește toată documentația cu privire la buna funcționare și acreditarea serviciului voluntar de situație de urgență. Deci nu face persoana. Urmând că după întocmirea tuturor documentelor să trecem și la selectarea persoanelor care vor face parte din serviciul voluntar de situații de urgență. Acolo o să vedeți că o să venim și cu hotărâri, cu propuneri de, cu proiecte de hotărâri prin care persoanele care vor participa la serviciul voluntar de situații de urgență să fie renumerați în funcție de numărul de ore la care participă. Înțeles. Ca să-i putem stimula astfel încât omul să fie
Pregătit, dar să și dorească să vină, că dacă pe om nu-l ajuți cu nimic, nu vine. Și atunci, prin hotărâre de Consiliu, se poate retribui omul în funcție de numărul de ore care participă și se poate acorda o diminuare a impozitului pe care el îl plătește la primărie. Tot prin hotărâre de Consiliu. O să vedeți că o să venim cu astfel de hotărâri pe care le supunem la aprobarea Consiliului Local. Și mai am acolo la gunoiul, să aveți în vedere că a spus că din iunie se vor dubla mașinile. Absolut. În afară că se vor dubla mașinile, toate mizerile și așa se vor duce pe pășunile sau pe câmpurile agricole, ca de obicei. Eu. Dar și cei care au pășunea în administrare au și ei anumite îndatoriri. Într-adevăr, s-o cureți de resturi vegetale, sunt de mușuroaie, s-o păzească, s-o păzească. Da, deci eu mă pun paznică, adică trebuie să puneți paznici și de cu mai. Nu trebuie să o curăți de cu mai. Așa să vorbească. Am făcut să faci curățenie an de an, an de an. Strâns gunoi, cu proces verbal întocmit cu poze, ați participat și dumneavoastră. Dar nu poți în fiecare an aceleași, adică nu s-au aplicat nicio amendă. Am înțeles că s-a schimbat legislația acum, amendele s-au dus între 10.000 și 20.000 de lei la persoanele fizice, 40.000 de lei la cele juridice. La persoane juridice. Deci ar trebui aplicate. Da. Altă idee, că nu putem sta chiar acolo. Chiar am luat amendă, primăria a luat amendă, e treaba asta. Așa că nu a fost mizerie și tot felul de gunoaie pe câmp. Da, corect, aprezentat. Dar vedeți, acolo unde izlazul a fost împrejmuit cu gardinul ăsta electric, nu s-a mai dus gunoi acolo. Da, dar eu nu pot să închid acolo, că e și drumul care duce la ăla cu apă, nu? Aia lași închis. Acolo cine pășunează ar trebui să închidă. Și de o parte să lasă drumul, să închidă și de o parte și de partea cealaltă și nu mai are probleme acolo cu... Ei, duc acolo sus, cau ei un loc acolo și duce acolo. Da. Nu-i vorba mai nici la mărciuri sau așa. Este tot. Este, așa este. Aveți dreptate. Da, acolo duce toată lumea. O să rezolve când o să pună camera. Este tot, atunci o să rezolve. Și atunci o să vină și amendă. Vă rog, lăsați să termine și dumneavoastră spuneți ce aveți de spus după ce vă luați cuvânt. Nu interveniți pe asta. Cei care văd sau cum ați văzut dumneavoastră, da, așa, dacă faci o sesizare, se dă o amendă la 1, la 2, la 3, nu cred că se mai duci lumea să... Cu văzutul, domnul Muntanu, cu văzutul, păi nu mă pun rău cu domnul Pușcașu, că nu mă pun rău, de ce? Îl știu, dar nu vreau să-l spun, cam așa e la noi. Cam așa este, într-adevăr. Dacă vine o amendă de aia mare, suferă toți locuitorii. Nu doar unul. Asta așa e. Toți locuitorii, nu? Că-s banii noștri care pleacă. Aveți dreptate. Da, eu am terminat, vă mulțumim. Da, mulțumim. Altcineva? Odată ce pământul este dat în arendă și eu beneficiați de subvenții și toate astea, obligatoriu este arendat și o să se ocupe de tot. Ce păzesc toate? Nu păzesc, domnule, dar cât de cât mai treci din când în când acolo. Am înțeles că v-ați înscris la cuvânt, da? Da. Deci eu așa consider, s-au luat bani mulți. Așa, în primul rând nu e aria de concesiuni. Concesiuni, de 10 ani. 10 ani s-a luat bani mulți. Așa. Deci, cum este, nu doar exemplu, cum nu scot masca, la noi. Odată ce ai luat, tu îți faci treabă. Bun. Eu așa cum. Și vecinii din lângă tine se ducă gunoiul pe izlaz, inclusiv pe drumul județean, unde se lucrează și se depozitează gunoiul în văzul tuturor. Și nu ia nimeni nicio reacție. Trebuie să stea cineva cu pușca. Da. Că ăla este concesionat. Odată ce o să băgați camerul la vedere, atunci o să se vadă exact. O să le spune. Eu nu pot să consider, dai o amendă, cum o dai? C-o dus, vin eu la dumneavoastră și vă zic, băi, c-o dus domnul Costin, c-o dus bunul în tablou. Ce face mă duci? Păi ce însemnează, băi, și vă rog, încă un cap, nu? Ai camera de la vedere, când o trecut cu tractorul sau că o trecut cu ăsta, se vede cu noi. Băi, nu lege, sunt cu tablou. În procesul verbal se notează un marco. Nu camera de la vedere. Dar nu, dacă ai camera de la vedere, să le iau în considerare. Bun. În legătură cu altceva, taxa aia pe... cu care avem la cu pompieri, de 2 lei de ștură la felul rămas? Da. Nu apare așa. Am văzut pe multe hârtii, 29 de lei. Este actualizată cu indicii de inflație, toate taxele. Toate taxele sunt actualizate. Păi da, știu că era o taxă fixă, deci nu trebuia... Toate se...
se actualizează cu indicele de inflație. Absolut tot. Aia știam că este o taxă de 2 lei. Cât de venit? 27 am văzut, 29 am văzut la alții. Eu fost inflația. Am uitat și la mine, 27. Depinde unde stăteam, unde aveam inflații mai mici. Și la mine, 27, parcă am văzut și la mine. Mai tot și cursul valutar, dacă în timpul ăla s-o fi mărit. Da. Lămuririle astea, când vă se taie chitanța, să le cereți la casierul care face încasarea. Și atunci aveți lămurirea pe rog. Atunci când s-a votat în decembrie actualizarea taxelor și impozitelor, trebuia să... Da, nu m-am gândit că o să fie atunci și taxa aia din 2 lei care era pe lună. Toată este acolo. Toate taxele și impozitele sunt acolo. Dar mi-a zis oamenii, asta pe da. Să întreb și eu ceva. Da. Diminuarea asta de lei pe tonă la gunoi se va vedea în taxa care o plătește populația? Dacă nu depășim condiția, nu depășim... Și data trecută a fost un dacă, când o să... Păi este de la noi aparține. 2000 și ceva a fost la 1000, a fost 2000 și ceva, a fost scăzut. Păi aparține de populație. Și a crescut gunoiul, de la 7 lei, 9 lei. Din cauza cantității de gunoi depozitate la rampă. Deci cu cât depune mai mult gunoi, cu atât vom fi obligați să mărim taxa. Dacă ați face un tur al comunelor limitrofe, Comunei Corbasca, mă refer la hotărârile cu stabilirea taxei, veți vedea că taxa de la Corbasca este mai mare decât cea de la Trătărești și cea de la Polițești, datorită cantității de gunoi predate la rampă. Noi nu mai suntem în graficul respectiv. Cum nici acum, dacă nu ne cadrăm în hotărârea care astăzi nu beneficiem, o aprobați, nu beneficiem, pentru că depășim cantitatea aia. Dacă ducem beton la rampa de gunoi, normal că depășim. Și atunci plătim și un scăzământ, domnule. Ce scăzământ? Eu plătesc 5 milioane și 500. Da, plătesc. Și de asta aduci gunoi? Păi, dar nu duc gunoi, eu nici nu duc gunoi, că nu mai am mare, nu mai am nimic. Dar problema că trebuie să scade și de la societatea niște. De exemplu, tonajul rămâne tot același. Dar de unde știi, măi, că se duce atât acolo? Da, poți să treacă... Mamă meu, deci mașina când pleacă de aici, da, ea se știe din natura capacității utilajului ăla care 15 tone. Când ajunge pe rampă, se cântărește, se tonează. Și știm, a văzut cineva de la mine aici. A văzut. Dacă aveți calitatea de măsărie, nu se crede. Trebuie să verificăm. Că după aia este la Băcioni, știu că acolo se așa. Deci de la Băcioni se ia cel mai mare cantitate de gunoi din comun. Deci Băcioiu este satul care ne pierd sute de tone de gunoi. Și majoritatea din construcții, betoane, fiare, canapere. La Băcioi, știți foarte bine că anul trecut am curățat drumul de la Biserică Pădeal, l-am curățat cu oameni aduși de la Scărișoara, da? Acum e la loc. Nu vine nimeni din Corbasca să pună gunoi acolo. Da. Și atunci dacă e gunoi acolo, cum mai intră și în mașină? Tot așa. Păi, o parte duc noaptea cu căruțele acolo și o parte pun în tomberon. Nu vă mai contează. Și da, ai impresia că aducem de la Pâncești gunoi la Corbasca? Nu, eu credeam altceva, că poate treacă la pune și 70 de tone. Te înșel, te înșel. Dar n-are. Da, și l-am văzut noi. Nu, știți de ce, pot să ia la și tot, că o să-l punem acolo, că o să văd Corbasca e... Văd mașina, mașina este arhiplină, n-am mai putut să ia aici. Dacă mașina e plină cu gunoi, ce să-i faci, că ea are 9 tone. Dacă merge într-o zi când domnul consilier Lăcătuș, se sesizează faptul că noi, în calitate de reprezentanți al Consiliului, nu ne deplasăm la... Nu verificăm cantitatea predată la rampă. Asta vrea să spună dânsul. Foarte bine. Noi sușim, așa rezultă. Și rămâne să ne deplasăm în teren, indiferent cine este, consilier, profesor, doctor, preot, să stăm la curte. Și când ai depus matare gunoi, eu să văd eu ce depui. Eu? Da. Mata, eu, el toți. Și atunci... La mine nu vine, domnule. Nu vine. O să o vedem. Păi și cum dacă la mine nu vine niciodată? Păi de asta mă și zic. Vedeți? Zici și tu unde dai gunoiul dacă nu vine? Acum ne-am dai. Am groapă, săpată și cu gunoi. Da, dar e de râs dacă la mine are groapă, că eu am fost
fost la el. Da? Da. Vine groapă. Mașină? Nu, de, de groapă, că n-am fost la tine. Da, 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 nu are nicio groapă. Codel trece mașina totdeauna. Ba, asta înseamnă că eu nu sunt acasă, că vine cu doamne. Domne, mașina trece pe deal, pe drumul, pe drumul agricol, trece în fiecare sâmbătă mașina. Dacă scoatem gunoiul după ce a trecut mașina, să fii sănătoși. Domnul viceprimar, dar niciodată n-a venit la mine acolo. Nu a fost domnul, da. Păi, da, merge pe drumul agricol de ea, de la Tudor. De la cine? Vizitiu, nu de la... se oprește niciodată acolo, n-are puncte, n-are stație. Tot aici aduce, de la Vale aduce la mine. Da, acolo zici că nu pleci mașina, verificați. De asta îmi fac eu, că eu plătesc și n-am luat niciodată, n-am dat niciodată. Eu stau aici de dacă n-am dat niciodată... Deci la prima oră trebuie să scoateți gunoi. La prima oră. Păi nu, că mulți uită și scoate gunoi după ce a trecut mașina. Că ăla nu se mai întoarce. Dacă nu a trecut niciodată pe acolo, ce să scoate? Da. Se resesizează că nu... Dar faceți o stație acolo. Știe șoferul că este acolo vine cineva. Dacă vine pe dar și vede tot pe rău, nu-i avem. Dar tot de anul era cu bără la mine, domn Pușcașul. Acolo aduce tambiroanele de la mine, îmi lasă acolo la mine. Păi și ce, acolo nu vine mașina? Vine. Cum? Păi și atunci? Păi vine, dar nu vine, nu ia după deal de acolo. Știi să cobori, dar poți să cobori cu ăla și să mai urcă înapoi. Doamne, care e? Domnul, dacă are tomberonul cu gunoi menajer, trebuie să aibă maxim 9 kg. Să nu faci poți să... Fii la urmă, mă rog, cu care roți, da? De ce poți să... Domnul, să nu faci imprudența. Domnul secretar, dar chiar dacă știți că ăla să tu încă de pe cel aflămat. Dar eu pot să cobor cu tomberon dacă sunt numai pietre și gol, pot să merg, nici un gol nu pot să-l duc înapoi. Da. Nu bine, dacă ne contrazicem acum, dacă veniți la fața locului, se vedeți, dacă... Deci, și drumurile sunt de proastă calitate, că se zdruge în tomberon. Da. Bine, altcineva. Altceva, domnul. Da. De exemplu, noi dacă plătim banii ăștia, societății, vorbiți da. Societăți, nu mă refer la persoane fizice. Așa? Dăm 5 miliarde jumate la Romplex. Pe an. La Bacău, pe an. Deci noi dăm niște bani acolo. Deci în tonajul ăsta se încadrează și tonajul ăsta care e nou... Societățile plătesc în funcție de numărul de angajați. Da? Și eu dacă n-ai niciun angajat? Funcționare. Păi cum să n-ai? Atunci cum funcționezi? Cum funcționezi? Adică, dacă nu ești întreprindere individuală, ești unul, plătești unul. Dacă ești întreprindere familială, minim doi, dacă ești societate, numărul de angajați care sunt trecuți în autorizație. Da. Și motivația care vreți să o spuneți este clar că creăm gunoi, vrem să... spunem că nu, dar din păcate îl creăm. Mult! Foarte mult! Asta am vrut să trec, se încadrează tot în tonajul ăsta. Se încadrează dacă pe total comună noi nu depășim ce scrie hotărâre. Dacă am depășit... Deci intră și societății. Am, dar ce el să fie undeva în aer. Încă mai de ce v-am pus, că tot e mai mult. Ca să mai dea o tonă, două, trei. Deci nu se poate da, noi nu mai dăm în plus, plătim anul ăsta. Dacă la sfârșitul anului 2022 am depășit o anumită candidată pe care a făcut-o domnul Vice, așa, noi anul viitor va fi obligat să majorăm taxa. Da. Deci rețineți un lucru. Asta vreau să întreb, nu altceva. Că, de exemplu, putea să mai majoreze un tonaj acolo dacă noi plătim mai mult. Dumneavoastră trebuie să știți că noi, la ora actuală, trebuia să avem 50% gunoi reciclabil. Noi suntem la 20%. La 20%. Pentru că toată lumea aruncă plasticul și peturile și cartoanele la râpă. Păi și unii nu la tomberoanele. Păi dacă noi avem un singur tomberon, unii să-i punem pe alea două calități care spuneți dumneavoastră? Cum două tomberoane? Nu, zic, avem un singur tomberon pentru menajer. Păi nu, dar avem tomberoane stradale, da? La noi nu mai există așa ceva. Păi nu, le, nu mai există că nu s-au pus acolo decât demolări. Nu s-au pus, cartoane, peturi și metal. S-au pus demolări.
De-aia ne-am ridicat acolo, că era jale. Omul nu mai venea cu tomberonul la stradă, îl golea acolo și gunoi de porci și gunoi de păsări și gunoi de animale și absolut tot. De asta am ridicat de acolo tomberoanele la... Dar ar trebui să mă aduceți tomberoan tot din astea și atunci omul pune. Băi, asta e pentru sticlă, vine pentru sticlă. Vine și ea sticlă. Sau, bă, nu se va spune. Dacă când au fost și le-au desfăcut și punea tot gunoi în ele? Dar nu alea mici. Zic de astea mici acasă la om. Vă că s-a întâmplat așa. Dar astea mici la om acasă. Au desfăcut șuruburile. Cele și-au pus, unii punea sticlă, au pus gunoi de mai știu. Asta e problemă națională. Acasă mai eu zic. Acasă, dacă ai mai luăm încă două tomberoane acasă, într-unul spui hârtie, da, pui murături într-una și varză în celălalt. Noi acum tomberoanele care le-am primit 100 de bucăți la cererea cetățenilor, le-am găurit pe toate. Păi nu mai pot să prostă, să mai pun murături. Păi da, pune omul varză în el. Uite și mie îmi trebuie un tomberon la biserică, nu serios dacă nu? Găurit. Nu, toate candelele alea care nu mai sunt bune, omul ia și duce rapul la repede, dar dacă e tomberon acolo, eu îl scot să-mi băta și alea. Da, dar vedeți că alea nu zgunoaie menajere, toate astea au un alt regim. La dieta, mă. Chiar că nu trebuie un tomberon pe marge. Da, altcineva. Vis-a-vis de gunoi, aș vrea să fac o precizare. Dacă luna viitoare să fie timp necesar, o să vedem cu domnul primar, cu domnul vice, să inițiem un proiect de hotărâre cu privire la stabilirea locurilor de depozitare în vederea selectării pe cele trei categorii a deșeurilor împrejmuite cu fundație, în așa fel încât containerele alea mari să fie pe categorii cu loc de acces, numai să pun ceea ce scrie, sticlă, hârtie, cazan, da. Să nu poată intra omul acolo, să avem lacăt pe intrare și când vine mașina să se deschidă și să intre. Făcut unul și pentru electrocasnice, să nu mai fie dat de pe la aștept. În care noi nu putem lăsa containerul ăla mare să-l plimbe copiii pe drum și să se pună în el orice, atunci suntem nevoiți să facem chestia asta. Și am văzut în orașe, în municipii, sunt locuri stabilite, într-un anumit așa, împrejmuite frumos. Și eu cred că avem bani în buget să facem în fiecare sat măcar două, trei maxim puncte în funcție de întinderea satului care se colecteze, că ați văzut ce a zis domnul vice, de la 20 la 50%, 30%. Garda de mediu și agenția când vine, ne vede și spune, ia, plătică amendă de diferența, tată. Că noi nu selectăm în condițiile de legislație actuală. E bună propunerea. Trebuie votate. Și o să încercăm luna viitoare să stabilim locurile astea și o să vedem. Vedem și centrul civic la forma asta, că îl vom moderniza. Cum face și curtea interioară. Cu pavaj, cu parcări, cu frumos, spații verzi. Dacă vom continua cu ce se întâmplă în jurul magazinului la Lefter, Oțetea și ceilalți, unde am adunat 50 de câini și 30 de bidoane și de tot felul și mizerii și cartoane, deci este jelă să primești pe cineva în vizită. Da? Dacă mergem acum în spatele blocului, te sperii. Nu se poate așa ceva, noi stăm. Unii sunt montate astea să aibă și o cameră de vedere, ca să vadă omul ce bagă acolo, să nu bagi tot felul de porcării. O să o reluăm, domnule, ia să vă spun eu ce să facem cu ajutorul domnului primar și cu toată lumea de aici, identificăm pe sate, facem două locuri. Dar ce facem cu ăștia, domnule, cu care gunoi la câmp? Gunoi, duce direct pe izlaz, ce facem? Amendă! Am venit la vedere, singura șansă să-l prind. Da, o să vă domnul, că mai are un car, mai are un singura șansă. Domnule, gunoiul de animale se duce în terenul propriu, domnule, se duce ca în grășnământ. Și dacă n-are teren, dar cu ce ține calul, domnule, dacă n-are teren? N-are, sunt alții care... Cu ce ține calul dacă n-are teren? Face ochiuri. Am văzut tot care dus gunoi. Dă-se lipsi de ceva, madrac. Ca să ții un animal, trebuie să ai o bucățică de teren, da? N-are. Păi el are terenul
lui. Teren există. Dar nu duce. Dar el se duce toamna că... E mai aproape. Se ține calul. Da. Da. Mai departe. Știți că ați avut pompieri acolo și au dat foc, știți? Păi știu că am fost acolo. Acum iar, să vedeți ce e acolo. E dezastru. E dezastru. Toată zi trebuie să amenzi. Dacă ar da amenzi, să vezi cum ăsta nu mai duce. Acum... Păi da, mă, că știi, trebuie să faci rău omului, că dacă îi faci rău, atunci te ține minte. Dacă îi faci bine, nu te ține minte. Dar dacă îi faci rău, atunci te ține minte. Asta trebuie. Datorită faptul că au fost amendați de Garda de Mediu, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi, în sensul că neaplicarea măsurilor cu cetățenii duc la sancționarea instituției, care din bugetul local, în loc să facă ceva util, plătesc amenzi de ordinul sutelor de mii de lei. Care am plătit și anul trecut 60 de mii. Păi să vă dați seama. Haideți să ne revenim. Bani cu care se putea face altceva. Da. Altcineva. Atât. Nici noi consilierii, nici noi nu luăm un pic de atitudine civică, măcar cât de cât. Nu. Nici noi, dar nici amenzi nu se dă. Păi dacă vină cu un... Și dă declarație că Munteanu a dus cu noi în ziua de și atunci îi dăm amendă. Dar îi cunoști? Nu. Dar spuneți atunci a doua zi vine. Dar să nu mă spui pe mine. Eu nu mă spui pe mine. Și în altă zi vine ăla cu toporul la poartă. A doua zi vine totul la mine. Să-mi ia camerea și dă... Da, da. Hai să revenim la... Dacă închidem, să spunem despre aprobare, că în discuții... Închidem? Da, da. Da, hai să punem. Deci, să punem la aprobarea dumneavoastră următoarele proiecte de hotărâri. Proiectul numărul 25, privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local Bisericii Ortodoxe din satul Vâlcele, 60.000 de lei. Cine pentru? Mulțumim! Proiectul numărul 26, privind acordarea sumei de 70.000 de lei Bisericii Ortodoxe din satul Corbasca. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 27, privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică în vederea elaborării, tehnoredactării și actualizării documentelor pe linie de SVS-ul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumim. Proiectul numărul 30. 28. 28. 28. 28. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la devizul general, privind realizarea obiectivului de investiție, amenajare, curte și împrejmuire sediul primărie. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumim! Proiectul numărul 29, privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității Corbasca pentru ședința adunării generale acționărilor CRABU. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumim! Proiect numărul 30, aprobarea actului adițional numărul 5, privind diminuarea tarifului de la 1414 la 994 de lei. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim! Și cel din urmă proiect, privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului de iluminat public al Comunei Corbasca. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim! Domnilor, vă mulțumim pentru participarea la ședință. Vă dorim un
Paște fericit, că probabil nu o să mai mulțumim. Mulțumim. Noi sperăm să ne vedem. Nu, noi să mă vedem.